Salut, prieten, și bine ați venit pe canalul meu. Vreau să fac astăzi o scurtă partidă de pescuit. Am găsit o baltă și vreau să vă arăt și dumneavoastră ce potențial are această baltă la pescuitul la undiță, la vargă. Deci, așa baltă nu am întâlnit până acum. Hai să vedem despre ce este vorba. Deci voi pescui cu două bețe de 4 metri. Unul îl dai în stânga aici, după stuf puțin. Așa. Una voi da în locul acesta. Apa are undeva la 40 cm. 50 maxim. Bun. Și cu una voi da puțin mai în dreapta. Însă voi lăsa camera să filmeze exact în această poziție. Pescuiesc cu două bețe de 4 metri. Am fir de 0,25, cârlig de 8, ca și momeală folosesc bonduiel. Bonduiel, da? Boabe. Și hai să dăm drumul la partidă. Cred că am și prima trăsătură. Deci am aruncat acum 5 minute. Am mergit tot cu bonduiel. Am aruncat o mână de boabe acolo. Și cam atât. Deci acolo în stuf dau pentru crab. Iar în dreapta, aici, dau la mămăligă, poate intră caras. Am prins și caras la un kilogram aici. Balta asta am descoperit acum 4 zile. Credeți-mă că luni am fost aici, împreună cu soția mea, să facem concurs cine prinde mai mult. Am prins 6 crapi. Am avut 3 pe care am scăpat și 6 ce am adus la mal. Soția mea a prins un crab și 3 a scăpat. Și ceilalți, mai erau vreo 4-5 pe baltă, nu prindeau nimic. Acum n-ai și norocul și e și puțină experiență. Și vreau să zic că m-am plictisit de atât crab care eu eram înnebunit să stau pe baltă până să termina momeala. Eu i-am spus soției mele, hai să mergem acasă, că nu mai. Deci unde aruncam, acolo, de acolo scoteam crap. Acum sper să nu parcă mint, sper să și prind astăzi ceva, chiar dacă e vreme așa. Deci e foarte, foarte șmecheră balta asta. Am și prima trăsătură mai serioasă. Păcat că nu vedeți pluta, pentru că din poziția în care filmez cenzurează stuful. E undeva în stânga, după stuf puțin. Dar o să vedeți când o să fiu un drill cu el. Măcar atât. Sunt trăsături foarte frumoase. Clasice chiar. Pleacă cu ea ușor și deodată dispare pluta la fund. Dau pe substrat, cum se spune, la fund cu apa mare. Doar așa. Putem.
ca și trăsătura. A venit. Ciorta încă la 1 kg. Cam după 15 minute a venit și primul. Îl voi elibera repede. Pășică. Foarte frumos. Eu oaba de porumb, așa o pun. Și lansăm din nou. Cum spuneam, doar ce-am aruncat. Doar ce-am aruncat și iar e la ea. Deci așa, baltă cu mulți crapi la undiță, nu am întâlnit. Asta da. Apă blindă. Intenția lui să meargă în stof. Dar nu lăsăm și îl băgăm la mijloc. Foarte frumos. Foarte frumos. Eliberăm. Uitați-l. Uitați-l cât e de frumos. Fugi. Și am aruncat în același loc, dar puțin mai către stof. Văd că deja îmi dă semne că ar fi la ea. Norocul meu că am acest nylon pe undița asta, cred că din aprilie. Ei, vreau să zic că cu această undiță, cu același fir, nu l-am schimbat, nu s-a rupt nici cârligul. Deci pe puțin am prins 30 de crapi cu ea și numai la balta asta câți am prins. Foarte bun nylon, nylon foarte, eu știu, marcă sau ceva. Nylon simplu care ține 9,5 kg, ceva de genul. Foarte bun. Și a făcut treaba foarte bine. Eu tot mă aștept să se rupă. Dar văd că ține cu mine.
zis că e ceva probat. Dacă faci așa. În locul ăsta nu mai crap oglinda aproape. Salontă. Frumos. Uităm drumul. Și în acesta. Uite. Fugi. Am jur de 2 kg. Oricum, dacă ar fi mai mare, cam greu cu stuful ăsta aici. Azi, acum îmi trage la două unghițe odată și nu știu cum să fac. Că e cam nasol. Deci dacă o să prind la amândouă odată, am pus-o. Primul care îmi trage, rămân pe ăla și pe cealaltă o să o scot din apă ca să nu pierd undița sau să se încălcească. Un mustăcios sau nu? Ia să vedem. Totuși, eu am ambiție să prind la undița din dreapta. Aici tot am prins și acum tot aici să-l prind. Ia să vedem. Pleacă cu ea. Asta din stânga îmi trage. Hai, nu stă ce să... Voi fi tu hoț, mamă, ciosule, dar eu sunt mai hoț ca tine, ia.
prea mare a fi crab după trăsătură. Dar să vedem. Cam țăcăne așa. Caras. După trăsătură am zis că e caras. Hai mai scoatem unul în direct. Încă unul de la stof de aici, ia. Opa, uite-l, 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 uite-l. Ia și învață cum se prinde pește, ia să vezi. Învață de la maestru aici cum se prinde ea. Uite-l! Ne! Ne! Uite! Ne! Ia și învață, mă, fata mea! Că așa se prind pește. O baltă, nu dormi. Adu-te-o minciogul. Mai jucăm așa cu el. Da? Păi știu că mi-a zis tatăl tău ieri. E bun atunci. Acum zici? Lasă minciog mai jos. Așa. Așa. La mal cu el. Iată. Vrei să faci poză cu el tu? Dragi prieteni pescari, cam atât pentru ziua de astăzi. Nu mai permite nici bateria telefonului să filmez prea mult. Nici ploaia nu mă lasă. Sper că v-a plăcut partida de astăzi. Până data viitoare, vă doresc fire întinse.